Din aprilie, Uniunea Europeană ar putea avea parte de o dublare a numărului de vaccinuri. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță o posibilă creștere a producției și aprobarea unor noi vaccinuri. Unul dintre serurile analizate în momentul de față de autoritățile europene este cel rusesc, Sputnik V. Potrivit producătorilor, începând cu aprilie, cantitatea de vaccinuri s-ar putea dubla din nou. Acest lucru s-ar putea întâmpla și datorită faptului că alte vaccinuri sunt pe punctul de a fi aprobate. În jur de 100 de milioane de doze pe lună ar urma să ajungă în Uniunea Europeană din aprilie. Anunțul făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine în contextul în care Agenția Europeană a Medicamentelor analizează pentru aprobare două vaccinuri, cel conceput de compania americană Johnson & Johnson și cel creat de Rusia, Sputnik V. Acesta din urmă se află în proceduri accelerate de verificare. Recent, Bruxelles a fost criticat din cauza ritmului lent în care vaccinurile sunt livrate statelor membre. Unele țări, precum Austria și Cehia, au apelat deja la soluții alternative. Comisia Europeană a admis că anumite greșeli au fost comise atunci când a fost conceput planul de vaccinare a populației blocului comunitar. Întârzieri adiționale s-au produs și în urma scăderii la jumătate a cantității de vaccinuri AstraZeneca și după ce în ianuarie compania Pfizer a modificat liniile sale de producție de ser anti-COVID.